Premieră medicală în România. La Timișoara, un bărbat a fost operat de cancer esofagian cu ajutorul unui robot chirurgical de ultimă generație. Bărbatul în vârstă de 64 de ani a ajuns la medici în stare foarte gravă. Tumora invadase o mare parte a tractului digestiv. N-am putut îngăți mâncare. Mănecam, picam, odată am picat în genunchi. O echipă de medici de la Spitalul Județean Timișoara a hotărât că robotul chirurgical poate îndepărta formațiunea canceroasă. Intervenția efectuată de doctorii Ciprian Duță și Dan Brebu a durat 5 ore. Formațiunea tumorală a pacientului a fost situată, acum nu mai este, în această zonă, într-o zonă dificil de abordat din punct de vedere chirurgical, deoarece ne aflăm la limita între cutia toracică și cavitatea abdominală. Pentru că tumora era situată într-o zonă greu accesibilă, operația clasică ar fi fost mai complicată, iar riscurile extrem de mari. Locurile pe unde, gândiți-vă că dânsului tăietura ar fi însemnat așa și așa. Și practic se desface ca să poți ajunge acolo în spate ca să poți să faci operația asta. Așa făceam până acum. Recuperarea în timp record a pacientului este un alt avantaj al operației efectuate de robotul chirurgical. O astfel de intervenție se întâmplă după aceea ospitalizare în terapia intensivă, deci dacă ești așa tăiat, terapia intensivă de cel puțin o săptămână, iar recuperarea înseamnă cel puțin 3 săptămâni. După cât timp v-ați ridicat din pat? A doua zi! A fost primul caz de cancer esofagian operat cu ajutorul robotului. Până acum el a fost folosit pentru intervenții la nivelul bazinului. Denumit Leo de medicii timișoreni, robotul chirurgical este cel mai performant dispozitiv de acest tip din sud-estul Europei. El a fost achiziționat în septembrie 2015 prin intermediul unui proiect finanțat cu bani europeni în valoare de peste 1,5 milioane de euro.